Am revenit în partea a doua a emisiunii. Alături de noi în acest moment se află Maria Păduraru, mediator și vicepreședinte al Corpului Profesional al Mediatorilor din județul Iași. Bine ai venit, Maria, și mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Bună ziua, bine te-am găsit și bine v-am găsit. Maria, vreau să ne vorbești despre mediere. Să ne spui prima dată ce este medierea. Este un concept de care auzim din ce în ce mai des în ultima vreme. Și mă bucură foarte mult acest lucru. Medierea am considerat-o noi o nișă la un moment în trecut, dar sperăm ca această nișă să se dezvolte. Medierea este o formă alternativă de soluționare a conflictelor pe calea amiabilă, cu ajutorul unei terțe persoane în calitate de mediator, în condiții de imparțialitate, confidențialitate, neutralitate, da, și cu liberul consimțământ al părților. De fapt, medierea asta înseamnă, de fapt, conceptul de bază este că trebuie să se bazeze pe încrederea pe care părțile o acordă mediatorului. Am înțeles. Deci totul se bazează, e un proces care se bazează foarte mult pe încredere. Ok, în ce cazuri se aplică medierea? Medierea se aplică în foarte multe cazuri, are un spectru larg de acțiune în conflicte civile, comerciale, penale, economice, litigii de muncă, neînțelegeri, tot felul de neînțelegeri. În schimb, medierea nu se aplică sau nu face obiectul medierii drepturile strict personale, și anume drepturile care privesc statutul persoanei. Să-ți dau un exemplu aici. Dăm un exemplu ca să înțelegem, exact. Să înțelegem mai bine despre ce-i vorba. Ți-am promis că voi vorbi liber și pe înțelesul tuturor. Practic, să dau un exemplu, schimbarea numelui. Schimbarea numelui se face, minorului să spunem, se face pe calea administrativă. Mergi la starea civilă, depui o cerere, depui niște acte și îți schimbi numele. Am înțeles. Și dă-mi un exemplu de un caz în care se poate apela la mediere. La mediere. Sunt atât de multe cazuri. Cele mai des întâlnite este procedura divorțului. Da, pot să expun puțin procedura, cum se întâmplă? Ok, da, dă-mi un exemplu. Partea interesată, dacă așa înaintăm cu procedura, partea interesată să apeleze la mediator, partea interesată să divorțeze, ca să fiu mai bineînțeleasă, apelează la un mediator, se face o cerere de mediere, se semnează acea cerere de mediere, se semnează un contract de premediere cu partea interesată care solicită medierea, care dorește să divorțeze, da, se face invitarea părții solicitante la mediere, în cazul în care partea răspunde pozitiv, este de acord cu medierea, se începe procedura efectiv propriu-zisă de mediere. Se încheie un contract de mediere între părți, împreună cu mediatorul. În care sunt niște reguli foarte clare, nu? Sunt niște reguli foarte clare, dar bine că mi-ai amintit, pentru că aceste reguli sunt stabilite împreună cu mediatorul. Da? Părțile stabilesc regulile împreună cu mediatorul. Nu suntem în instanța de judecată, nu avem niște reguli stricte, dacă nu faci așa, ieși din biroul de mediere. În niciun caz, nu. Părțile stabilesc împreună cu mediatorul și regulile și procedura și obligațiile și drepturile pe care le au. Am înțeles. Este foarte flexibilă procedura. E foarte flexibilă, asta înțeleg din ceea ce îmi spui. Deci, practic, așa cum ai dat exemplu unui divorț, se evită complet instanța de judecată? În cazurile de divorț nu se evită instanța de judecată, pentru că la mediator nu se obține titlul executoriu, adică nu se eliberează acel certificat de divorț care spune ești divorțat, pa și la revedere. Nu, okay. în niciun caz. Este un caz atipic, să spunem așa, pentru că se obține divorțul, dacă acel cuplu are sau nu minori, contează și acest aspect foarte mult. În procedura cu minori, cuplurile care au copii, este foarte importantă procedura medierii, pentru că practic se creează un plan parental, se ajută la stabilirea unui program de vizită cu acordul tuturor părților. Nimeni nu stabilește ca în instanță judecătorul să spună clar, tu iei copilul în ziua cu tare sau tu plătești cu tare pensie de întreținere față de minor. Nu, părțile împreună găsesc soluții la problemă și stabilesc
stabilesc acest plan parental, stabilesc și condițiile în care vor trăi, să spunem, de acum înainte, după divorț, pentru că, mai ales în cazurile în care au un copil, trebuie să conviețuiască părțile. Și atunci e foarte importantă procedura, pentru că ea creează acea legătură în continuare în ceea ce privește pe părinți. Și practic în momentul în care cei doi ajung în instanță, lucrurile sunt deja rezolvate. În cazul divorțului se încheie acordul de mediere, se încheie procesul verbal de închidere a medierii, se depune în instanță acest acord de mediere, indiferent dacă procedura este pe rol, adică dacă dosarul este pe rol sau nu, se investește acordul de mediere și astfel în Camera de Consiliu este foarte important și acest aspect. Toate acordurile de mediere, toate cauzele care ajung la mediator și apoi sunt depuse în instanță, sunt investite în instanță, se judecă practic în Camera de Consiliu. E mult spus se judecă, pentru că nu se mai judecă instanța, ia act de acordul părților și atunci totul se termină cu bine. Da, practic ei ajung în instanță cu problemele deja rezolvate. Exact, rezolvate de ei, ai zis foarte bine. Rezolvate de ei și nimeni nu decide asupra vieții personale, că este o viață personală în cazul de față. Spune-mi, te rog, Maria, dăm un exemplu de o situație în care se evită cu ajutorul medierii complet instanța de judecată. Cum să nu? În cauzele penale, am foarte multe cauze penale la momentul actual, chiar s-a dezvoltat foarte mult acest segment. Noi la nivel local avem și un program de informare a cetățenilor, a ieșenilor în secțiile de poliție. Sunt 6 secții de poliție pe plan local la nivelul județului Iași. Avem în fiecare secție de poliție mediator 1, 2, 3 la programul de informare și atunci toate infracțiunile care vin la plângerea prealabilă, ajung și la ideea ta, dar e mult de dezvoltat. Da. Toate infracțiunile care vin la plângerea prealabilă, sunt 30 de infracțiuni din noul cod de penal și noul cod de procedură penală și alte 15 infracțiuni din legi speciale, da? Toate pot să meargă la mediator și să-și soluționeze cauza fără să se ajungă la instanța de judecată. Pe de altă parte, acesta este un exemplu. Da. Pe de altă parte, medierea poate să intervină și în acele cauze care deja sunt pe rolul instanțelor sau, nu știu, au trecut de... ai oftat, scuză-mă. E în regulă. Ai spus despre instanțe și mă gândeam, ok. Dar se pot remedia lucrurile la mediator și atunci se închide... Da, pentru că în momentul în care auzi de instanță, îți imaginezi că durează foarte mult. Durează foarte mult. De asta și mediatorul sau medierea este un avantaj foarte mare pentru persoanele care au un conflict. Dacă în instanță termenele sunt îndelungate, poți să primești un termen de judecată și la 5-6 luni. Depinde de natura conflictului, de obiectul conflictului și depinde de cât de aglomerată este instanța. Da. La mediator poți să-ți rezolvi problema și într-o ședință care durează 2 ore sau 3 ore. Am înțeles. Bine, la mine ședințele durează 4-5 ore. După 4-5 ore ești de acolo... Lămurit cu toate chestiunile. Nu știu dacă lămurit, mai degrabă creezi mai multe controverse decât... Dar, până la urmă, soluțiile nu trebuie să vină de la cei implicați. Soluțiile vin de la părți, dar cu ajutorul mediatorului. Da. Oamenii confundă foarte mult. Deci, oamenii, de fapt, au nevoie de o soluție din afară. Așa a fost educația noastră până acum și de asta consider că un motiv în plus pentru care consider că medierea se adresează unei nișe. Trebuie ca oamenii să fie oarecum educați să-și găsească propriile soluții, să știe ce vrea omul. Da? El de cele mai multe ori vrea dreptate și merge în instanța de judecată să-i se facă dreptate. Acolo nu știu dacă este un raport de câștig în niciun caz. În momentul în care judecătorul decide pentru viața ta, indiferent că este un obiect personal sau nu conflictul,
din punctul meu de vedere, de asta sunt și mediator, la mediator este câștig-câștig. Acesta este raportul dintre părți. Și până la urmă, la mediere trebuie să meargă persoanele dispuse să găsească o soluție. Nu. Adică persoanele deschise pentru... Persoanele deschise, ai zis foarte bine. Da. Persoanele care vor să aibă continuitate și relația. Câteodată medierea chiar salvează relația, este foarte importantă din punctul ăsta de vedere, salvează relația pe viitor dintre părți. Relație mă refer nu doar dintre concubini sau soți sau părinți, copii și așa mai departe. Relația și în conflictele de natură comercială, de exemplu, între partenerii de afaceri, au ajuns la un conflict, la un litigiu, da? Salvezi relația pe viitor din punct de vedere profesional. Poți oricând să apelezi la cealaltă parte să continuați un contract, o colaborare. Dacă ar fi să faci așa o statistică asupra medierii, cine apelează mai mult la mediere? Persoanele fizice, cei care sunt implicați în, eu știu, cauze penale sau cei de pe partea economică, adică firmele care nu se înțeleg? Statistica aceasta te referi să o fac din punct de vedere personal. Da, pentru că nu există o statistică la nivel național din punctul ăsta de vedere încă, sperăm că va fi. Din punct de vedere personal, eu sunt foarte implicată de 2 ani încoace pe conflicte de natură penală. Nu doar pe acele infracțiuni care sunt pretabile la mediere și la plângerea prealabilă, ci sunt foarte implicată și pe latura civilă dintr-un conflict penal, și anume recuperarea prejudiciului, a bunului și așa mai departe. Din punct de vedere al naturii, al obiectului comercial, de obicei, la momentul actual, în țara noastră, firmele mai mari își angajează propriul mediator sau proprii mediatori, așa cum există și un consilier juridic și un avocat, există și un mediator cu care colaborează. Și atunci ele rămân cumva nu necunoscute, dar nu se iese în evidență, pentru că, practic, medierea asta presupune confidențialitate, în primul rând. Am înțeles. Bun, dacă am un conflict cu cineva, de ce să merg la mediator și să nu merg la avocat? Pentru că, în primul rând, și aici... Adică, știi cum e încetățenit obiceiul? Ok, am o problemă, nu mă înțeleg cu cineva sau se întâmplă diverse lucruri. Și cred că am nevoie de instanța de judecată, e prima dată mergi la avocat. Da, prima dată mergi la avocat pentru că avocatul te duce în instanța acolo unde judecătorul îți spune cum să faci, da? Judecătorul îți face dreptate. Ei, bine, este o prejudecată din punctul meu de vedere. Da, de ce să mergi la mediator? În primul rând pentru că nu-ți golește buzunarele, ca să fac o mică glumă. Okay. Nu-ți scoate tot ce ai prin buzunare sau te chinui să... Știm foarte bine că serviciile juridice în instanță, nu doar la noi, peste tot, sunt costisitoare. În instanță, ca să facem așa o mică comparație, în instanță trebuie să plătești avocatul, trebuie să plătești experți dacă este cazul, trebuie să plătești taxele de timbru, care nu sunt nici de cum mici în funcție de natura litigiului, și plus că la un moment dat avocatul, chiar dacă încheie un anumit contract de asistență juridică, îți mai cere pe parcurs sau evit cheltuieli neprevăzute, și cum termenele sunt îndelungate și costurile te ajung destul de mari. Pe când la mediator plătești mediatorul, depinde, ți-am spus, foarte mult de natura conflictului. Plătești mediatorul, da, într-o ședință, două, trei, patru, dacă și părțile sunt de acord și doresc să-și rezolve conflictul cât mai repede, se termină totul și atât. Și astea sunt costurile. De asta trebuie să mergi la mediator. Și mult mai repede. Da. Termenele, ți-am spus, în funcție de cât de aglomerată este instanța, pot să curgă 2, 3, 4 luni, 5 luni chiar. Am înțeles. Unul după altul, nu unul singur și atât. Deci nu unul singur și atât. Nu, în niciun caz. Da, da. În afară de suportul juridic pe care îl oferă un mediator, mai există și alte tipuri de suport care sunt oferite într-un cabinet de mediere? Suportul juridic. Și asta este o problemă care îmi place și pe care nu toată lumea o cunoaște. Mediatorul, ca să profeseze, ca să fie mediator autorizat, o persoană nu trebuie să îndeplinească condițiile de a absolvi o facultate de drept sau studii juridice, în niciun caz.
da? Poate să trebuie să aibă cel puțin 3 ani vechime în muncă, cel puțin să fie, să aibă capacitate de exercițiu, să fie apt medical, să absolve aceste cursuri de formare în mediere, să fie autorizat conform legii și atunci este mediator. Nici de cum nu întâlnim condiția ca el să fie, să îndeplinească niște studii juridice, da? Atunci, revin la întrebarea ta, da. Acest suport juridic, da? Eu îl fac pentru că eu am făcut cursurile de drept, da? Dar și nu atunci... toată lumea este obligată să-l ofere. În schimb, consider eu că toată lumea, orice mediator trebuie să cunoască legea și să știe să o aplice, da? Obligatoriu. Deci, da? Oarecum, din punctul meu de vedere. E totuși un suport juridic. Exact, nu este o condiție esențială pentru a fi mediator autorizat. Am înțeles. Nu știu, oferiți și servicii de psihoterapie pentru cei care vin, pentru că, eu știu, în cazul de infracțiuni penale se întâmplă lucruri. Exact, ai spus foarte bine, în cazurile penale mai ales este recomandat să colaborezi cu psihoterapeuți, cu psihologi, în cauzele cu minori, de asemenea, unde minorii, știi foarte bine, sau dacă nu știi, îți spun că sunt reprezentați obligatoriu de o persoană, da, indiferent că este mediere, instanță sau secția de poliție, audiere și așa mai departe. Și atunci este absolut sau imperios necesar să ca biroul de mediator să colaboreze cu traducători, interpreți, psihologi, psihoterapeuți, în funcție de caz. Da, în funcție de caz. Am înțeles. Bun. În cazul unui conflict, mai este necesară medierea? Pentru că se vorbea la un moment dat de faptul că înainte de a ajunge în instanță, ești obligat să treci pe la un mediator. Da, medierea n-a fost niciodată obligatorie. Am spus-o peste tot. Da. Și... chiar sunt multe persoane care confundă acest lucru. N-a fost niciodată și sper eu niciodată să nu fie, pentru că din punctul meu de vedere ca mediator, de când sunt autorizată de 6 ani aproape ca mediator și de când practic profesia, consider că medierea este o cale amiabilă de a-ți rezolva conflictul și are un caracter facultativ și nici de cum obligatoriu. Da? Deci, okay. Ca să nu, termenii amiabil nu rezonează cu cel de obligatoriu, nu? Practic, n-a fost niciodată medierea obligatorie, a fost obligatorie informarea despre avantajele medierii. A fost declarată neconstituțională, pe mine nu m-a afectat în niciun fel. Eu mă bucur, ți-am spus, pentru că nu consider că trebuie să fie un caracter obligatoriu, să aibă un caracter obligatoriu, deci n-a fost obligatorie. Deci nu a fost obligatorie. N-a fost. Și nu e obligatorie. Și nici nu este obligatorie. Doar informarea despre mediere era obligatorie. Atât. Am înțeles. Deci doar campaniile de informare despre mediere. Că erau colegii mei nebuniți, că aveau foarte în fiecare zi informări, toată lumea primea de la instanță părțile la mediere și toată lumea se ocupa cu informare gratuită și atât. Și atunci s-a creat o tergiversare a cauzelor pe rol practic și o nemulțumire a tuturor părților. Un serviciu gratuit nu exprimă neapărat și calitate sau da, și nu dorință. E perceput de toată lumea ca fiind un serviciu de calitate. Deși el poate fi un serviciu de calitate, poate dar fi, nu e perceput de... Dar la un moment dat de cei care te saturi să faci informare gratuită, știi, până la urmă. Da. De cealaltă parte, da. Da. Bun. Știu că scrii și în presa locală despre mediere. Da, da. Ce te motivează să faci asta? Cred că mă motivează oamenii care vin la mediere. De ce nu? Eu nu am voie ca mediator să mă implic. Asta este, ar trebui să urmăresc un principiu. Este un principiu al medierii. Nu ai voie să te implici. Ei bine, eu mă implic nu neapărat în soluțiile pe care le găsesc părțile, mă implic efectiv în procesul de mediere, în profesia pe care o am eu, pe care o practic. Și atunci, cunoscând, luând la cunoștință toate aceste aspecte despre viața lor personală, despre problemele pe care le au de ani de zile, ți-am spus să fac acest lucru. Deci, iubesc oamenii și iubesc problemele lor, ca să fiu așa puțin
detașată, dar nu ironică în niciun caz și nu răutăcioasă. Și practic poveștile lor, faptul că un om îți vine și îți stă în birou 2, 3, 4, 5 ore am avut și simte nevoia să găsească o soluție împreună cu tine și cu cealaltă parte, practic este o satisfacție foarte mare. Și atunci aceste povești, aceste soluții și acorduri de mediere încheiate cu succes m-au motivat să merg mai departe și să caut în continuare oameni care sunt doritori de mediere, să știe toată lumea că există o posibilitate alternativă și benefică. Și mai ieftină și mai rapidă. Și mai rapidă. Da, că până la urmă foarte multe persoane își doresc să rezolve problemele repede și cu costuri cât mai reduse. Cu siguranță că trăim în secolul vitezei, cel al lucrurilor în care vrem să rezolvăm totul repede și eficient. Da, totul repede. Poate și secolul eficient. Eficienței. Însă nu doar asta contează, cred eu. Contează foarte mult să previi pe viitor acea problemă. Dacă o rezolvi inconștient, doar așa din nevoi materiale sau de timp sau, nu știu, nevoi exterioare, la un moment dat te lovești de aceeași problemă și cazi în aceeași situație, de a nu ști cum să ți-o rezolvi. E bine să găsești tu soluții și să previi un asemenea conflict pe viitor. Spune-mi, te rog, nu te încarci cu toate aceste probleme ale oamenilor? Adică după o zi de birou, după două zile, după o lună, după două luni, după un an? La început eram scursă de energie, chiar ăsta este termenul. Mergeam acasă și plângeam, scuză-mă. Da, pentru că toată lumea vine cu problemele, exact, ți le spune personale. Ție acolo, da. Și tu ca mediator... Deci, poate încerci să le dai o direcție sau încerci să intervii cumva între părți, să găsească o soluție, da? Și mintea îți merge, chiar dacă ești poate acasă, te gândești la problemele pe care le-ai lăsat acolo. Exact, nu te încarci cu toate aceste... La început mă încărcam. Multă lume ar considera acest lucru un defect. Însă nu cred că atunci când există implicare, acesta poate să fie un defect. Nu poți să te implici, să înțelegi și să te implici în acel conflict, pentru că nu poți să-l rezolvi dacă nu îl înțelegi, în primul rând, da. Și apoi e să te implici, nu poți să găsești o soluție, da? Și atunci ești nevoită, practic, nevoit să faci lucrul ăsta. Mă încărcam, ulterior m-am echilibrat. Toate acele probleme care veneau ale oamenilor mă încărcau pozitiv, nu mă mai încărcau negativ. Probabil din cauza că îmi place foarte mult să lucrez cu oamenii. Poate și, de asta. Mai sunt cazuri în care te gândești acasă la problemele? Întotdeauna. Întotdeauna. Nu știu. Sunt oameni foarte reci și indiferenți care pot să meargă acasă și să doarmă liniștiți. Eu nu mă regăsesc acolo. Am printre înțeles. Ei. Deci ești implicată, practic, să spunem așa, 24 din 24. Eu sunt implicată, dar să facem diferența, asta nu mi-e condiționează neutralitatea și imparțialitatea față de părți. Okay. Da? Implicarea mea este strict din punct de vedere profesional, de a participa împreună cu părțile la o soluție comună, de a găsi o soluție comună, dar nici de cum de a fi a cădea într-o parte sau de cealaltă parte. Da? Am înțeles. Spune-mi, te rog, ce planuri aveți cu corpul profesional al mediatorilor din județul Iași, pentru că ești vicepreședinte acolo, da? Da, aveam multe planuri. Sperăm să le ducem la un final fericit. Momentan noi ne-am organizat, este o nouă organizare la nivel teritorial. Consiliul de Mediere, practic, și-a dorit o mai bună colaborare, o mai bună promovare în fiecare județ. Sunt 42 de entități teritoriale, după cum spuneam. Există un președinte, doi vicepreședinți și un reprezentant pe relația judiciară, pe lângă Curtea de Apel. Dacă îmi dai voie, pot să-i și numesc. Te rog. Colegii mei, Radu Tărnice, fost judecător, este președinte, eu vicepreședinte împreună cu Liliana Ștefan și Romeo Chelariu și el reprezentant pe Curtea de Apel pe relația judiciară. Planurile, ți-am spus, sunt foarte multe. Momentan noi am scos
am scos statutul profesiei de mediator, am venit cu legea și cu statutul după mine. Ai venit foarte bine pregătită. De obicei le car după mine, da. S-a publicat în Monitor oficial statutul profesiei de mediator, de aici și planurile noastre mărețe. N-am avut de atâta timp un statut al profesiei, sperăm ca de acum înainte lucrurile să se așeze și să promovăm în alt stil medierea. Avem legea 192 de pe 2006, legea medierii, care la momentul actual este modificată. Lucrăm la modificări și la îmbunătățiri și vrem să o propunem. Ți-am spus, planurile sunt mari, multe, avem proiecte și pe plan local și pe plan județean și sunt proiecte naționale implementate aici, deci aveți mult de treabă. Avem mult de treabă. În sprijinul colegilor, da, care fac parte din acest corp profesional. Nu neapărat în sprijinul colegilor, cât în sprijinul cetățenilor care poate la un moment dat ar dori să-și rezolve un conflict. Să ia la cunoștință că există o formă alternativă de soluționare a conflictului. Am înțeles. Spune-mi, drog, unde te poate găsi lumea? Nu mă așteptam la întrebarea aceasta pentru că... Dacă există oameni care au nevoie de mediere, unde te pot găsi? Ar trebui să-mi dau adresa biroului. Exact. Biroul meu se găsește pe Independenței. Eu sunt modestă de felul meu și... Știu tocmai de asta că am întrebat. De asta nu mi-ai spus de dinainte că o să mă întrebi. Biroul meu se află pe Bulevardul Independenței, vis-a-vis de parcarea Mănăstirii Golia. Este între 9 și 2, dar întotdeauna este prelungit. Întotdeauna. Întotdeauna este adică peste program. Adică dacă se termină programul și ai pe cineva în birou, nu-l dai afară spunând că îmi pare rău să termină programul. Vine pentru jumătate de oră și pleacă în 2, 3, 4, 5 ore, așa că să revenim la lucrurile importante. Sâmbăta, duminica, eu lucrez non-stop. Am înțeles. Deci ești pe Bulevardul Independenței. Pe Bulevardul, da? Independenței. De parcarea de la Golia. Mulțumesc, okay. Vale, că îmi faci promovare. Cum are drag, știam că nu vei spune asta din proprie inițiativă, tocmai okay. De asta te-am întrebat. La final, Maria, te rog să-mi răspunzi foarte, foarte repede la o întrebare. Ai avut vreun caz vreodată care poate ți-a strânit amuzamentul sau de partea cealaltă, poate plânsul? Pentru că, cunoscând atâția oameni și atâtea povești de viață, cred că treci și tu odată cu ei prin niște stări emoționale interesante. Da, este o întrebare foarte, foarte pertinentă din punct de vedere, de pe margine, dacă privești așa, da. De pe margine. Conflictul în sine presupune practic o stare de tensiune, o stare de dezamăgire. Practic, nu aș putea aprecia acum că un conflict mi-a stârnit râsul în niciun caz. Poate plânsul de cele mai multe ori, dar plânsul de fericire că s-a ajuns la un acord de mediere. Deci n-aș putea aprecia niciodată că un conflict mi-a stârnit râsul. Nu sunt aici nici să judec și sunt aici chiar să mă implic și să găsesc soluții împreună cu părțile. Maria, mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune și îți dorim mult succes în activitatea pe care o desfășori. Mulțumesc și eu, Valentin, și ne revedem, sper, cu mare drag. Cu mare, mare plăcere. Mulțumesc. A fost alături de noi astăzi Maria Păduraru, mediator și vicepreședinte al Corpului Profesional al Mediatorilor din județul Iași. Până data viitoare să aveți succes în tot ceea ce faceți.